Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție de GSP Live. Începem să facem ușor-ușor trecerea dinspre meciurile echipei naționale către meciurile din Liga 1. O să mai vorbim puțin și despre ce s-a întâmplat în această perioadă la echipa națională, pentru că au mai apărut discuții legate de Edi Iordănescu, de modul în care au evoluat unii dintre tricolori. Ieri, la dezbaterea zilei pe gsp.ro, Cătălin Țepelin, Dan Udrea și Remus Răuneanu au vorbit dacă nu cumva Edi Iordănescu a fost fricos sau poate chiar ghinionist în această dublă, primă dublă din mandatul său. Discutăm și despre ceea ce se întâmplă, evident, la echipa națională, ce ar urma, care au fost plusurile sau minusurile din această perioadă, în aceste două partide amicale, și evident apoi o să ne concentrăm și pe Liga 1, se reia campionatul cu meciuri din play-out. Avem vineri, mâine, adică meciuri dintre FC Craiova și CS Mioveni și partida dintre Chindia Târgoviște și Dinamo București, partide din zona de play-out. Discutăm despre toate aceste lucruri cu antrenorul Ilie Stan. Bună dimineața, domnule Ilie Stan, ce faceți? Bună dimineața, cu respect. Păi, ce să fac? Acasă, într-o vacanță mai prelungită, așa, și forțată. Dar asta este meseria noastră și trebuie să o acceptăm. Se întâmplă, da, în cariera unui antrenor să fie și momente din acestea de pauză, de respiro. Într-adevăr, nedorite uneori, dorite altă dată când e bună și vacanța. Dar cum sunteți? Aveți acum ceva? Purtați niște negocieri, să spunem, sau încă mai așteptați oferta cea mai bună? Nu, am avut în această perioadă, dar l-am refuzat pentru faptul că nu vreau să mai fac greșelile care le-am făcut înainte. În sensul că vreau să intru undeva la o echipă sau să găsesc o echipă în care să, într-adevăr, să îmi pun în practică exact ce am acumulat până acum, din punct de vedere profesiei. Și atunci am decis să mai rămân încă, eu știu, mai sunt două luni de zile până se termină acest, o lună și jumate de zile să termină campionatele la noi în România și după aia de anul viitor să încerc să găsesc ceva așa în care să vă mulțumească din toate punctele de vedere. Care ar fi așa cele mai mari greșeli, să spunem, făcute de dumneavoastră în carieră de antrenor în ultima perioadă? Adică unde vi se pare că ați ales cumva greșit? Nu știu, ați mers mai mult pe sentiment sau unde credeți că n-au funcționat lucrurile? Pe sentiment și pe faptul că vreau să am continuitate. Un pas greșit l-am făcut imediat după ce am plecat de la Steaua. Am mers la Chiajna pentru că mi-am dorit foarte mult acolo să fac o echipă așa cum își dorea cu toții, în sensul că aveam condiții, aveam tot ceea ce ne trebuia, dar nu a fost după cum ne-am planificat atât eu cât și cei din conducere. Și după aia a trebuit să plec la echipe unde s-au desfințat sau aveau probleme, eu știu, de ordin financiar și nu a fost așa cum a trebuit să renunț rapid. Și aici mă refer la Brașov, la Vaslui, la Faro Constanța, la, eu știu, Târgu Mureș. Și din dorința de a face acest lucru, n-am reușit. Și după aia am fost forțat să plec în străinătate, pentru că aceeași doreau să am continuitate, în Irak, în Iran, ce să spun, oricum a fost o experiență și fantastică și de asta mi-aș dori acum ca să-mi găsesc ceva care să pot să-mi pun în practică exact ce am făcut până acum, ce spuneam și mai devreme. Și sper ca Dumnezeu să mă ajute să fac lucrul acesta. Apropo de destinațiile astea mai puțin întâlnite, Iran, Irak, așa cum a spus dumneavoastră, cum e acolo? În primul rând, cum a fost când ați primit ofertele de acolo? Nu știu, ați... Bănuiesc că nu e ușor sau nu e chiar așa tentant să-ți vine să mergi într-o asemenea destinație, dar totuși ați făcut-o, ați încercat și zona asta. Cum a fost acolo? Bine, în afară de faptul că îmi doresc foarte mult să am continuitate și pentru că îmi iubesc meseria foarte mult și starea și problema financiară, pentru că și asta este un aspect în meseria noastră, m-a făcut să merg acolo. Dar am fost respectat, am avut și rezultate, numai că și acolo s-au întâmplat lucruri din asta de neplată, de amânări de salarii față de jucători și este greu ca să poți să fii într-o țară cum este aceea din, să spun, din Irak, unde știi cum e, că toți își doresc să fie plătiți, să-și ia, să-și după muncă și răsplată
și am renunțat. În schimb, în partea cealaltă, în Iran, a fost mult mai bine. Acolo am început ca director tehnic și după aia, pe o perioadă, am devenit antrenor principal. Din nou cu rezultate bune, dar își doreau foarte mult pentru că a avut la nivel național o problemă de tot așa de financiară și atunci ușor au început să renunțe la antrenor străin și normal că am revenit acasă. Ce m-am bucurat faptul că am reușit 2 ani de zile să antrenez echipa mea de Suflet Gloria Buzău, pentru că acolo am crescut, dar am avut acolo un climat fantastic pentru faptul că nu am avut dreptul de promovare și mi-a fost foarte greu să pot să motivez jucătorii să de a-i face să creadă, de a face să vină la cu plăcere și să crească și ei într-un la un alt nivel, pentru că practic dacă nu aveam drept de promovare, măcar să poată să plece la alte echipe. Și majoritatea, într-adevăr, după 2 ani de zile și-au găsit echipe mult mai bune, eu știu, și ca valoare și pentru ei, pentru familia lor, și mă bucur pentru ei că s-a întâmplat acest lucru. Ați spus-o și acum, dar ați mai spus-o și cu alte ocazii, că a fost o greșeală atunci când ați plecat de la Steaua, în prezent FCSB mai mult, pentru că lucrați cu echipa domnului Becali de atunci. Cum mai e relația dumneavoastră sau mai există o relație acum în prezent cu Gigi Becali? Atunci sau v-ați despărțit așa destul de abrupt? Nu. Eu sunt sigur că de atunci, la plecarea mea, că nu s-a așteptat să plec, are o supărare așa în interioară. Dar ăsta este atunci când crezi că poți mai mult și nu poți, ai ajuns la un nivel și după aia speri la mai mult și îți dorești mai mult, am zis că trebuie să merg mai departe și de asta am spus că atunci a fost o greșeală, pentru că trebuia să mai aștept, nu trebuia să merg la chiar, trebuia să mai stau puțin și sunt sigur că se găseau echipe mult mai bune și cu, eu știu așa, cu alte perspective. Deci mai, dar asta este. Mai degrabă asta este, considerați că a fost o greșeală echipa următoare pe care ați ales-o, nu neapărat ideea în sine de a pleca de atunci, în momentul ăla de la Steaua. Da, dar și aici a fost o greșeală că am plecat. Da, asta este ce să... Ți-am zis de ce am plecat, pentru faptul că luasem echipa după locul 10, i-am adus pe locul 2, da, și după aia au fost niște probleme vis-a-vis de... eu știu așa, de colaborarea mea, staff-ului tehnic și cea din conducere și atunci am renunțat. În condiția în care și Gigi nu s-a așteptat la lucrul acesta, pentru că veni să-ți dai seama după 2 luni de zile unde când am preluat echipa veneau la stadion 1000 de suporte și după 2 luni de zile au venit 45-50.000 de suporte. Deci asta a fost așa pentru mine, pentru faptul că am reușit să readuc suportele pe la stadion, suportele sterile atunci. O singură întrebare legată de acea perioadă și o să o ducem cumva și în prezent. Credeți că o să mai aveți așa vreodată vreo ofertă de la Gigi Becali sau că am despărțit cumva drumurile și e grea colaborarea asta să se întâmple din nou? Nu pot să știu lucrul acesta, tot depinde de el. Pentru că el este patronul, este cel care decide. Și de dumneavoastră, că bănuiesc că trebuie să vă dați dumneavoastră acordul. Aia sigur, aia, da. Dar în momentul de față, exact ce am zis mai devreme, îmi doresc ca, eu știu, din sezonul viitor să găsesc o echipă așa cum după, eu știu, după modul cum sunt eu, după, eu știu, după construcția mea, antrenorul ăsta. Am înțeles. Vreau să vă întreb și despre echipa națională. S-a tot discutat în perioada asta, evident, acesta a fost subiectul principal și vreau să plecăm cu discuția despre echipa națională de la acest titlu din gazeta sporturilor de astăzi. Fricos sau ghinionist a fost Edi Iordănescu? Cum vi s-a părut Edi Iordănescu în primele sale 2 meciuri de la echipa națională? Păi, din punctul meu de vedere, cred că cele 2 jocuri amicale i-au picat foarte bine lui Eddie. De ce? Pentru că fiind nou la echipa națională, trebuia să vadă exact situația jucătorilor cei convocați. Faptul că nu a reușit să-i vadă, eu știu așa, pe toți la lucru, asta este și din cauza faptului și din cauza acelor probleme care le-a avut de viroză, de COVID sau ce au fost pe la echipa națională.
Una peste alta, zic eu că Edi și-a făcut cât de cât o analiză a ceea ce a văzut la jucători și cu lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune în cele două jocuri și cred eu că în această perioadă până la primul joc cu Muntenegru pe 4 iunie, Edi să fie atât de inspirat încât să tragă concluziile care normale, pozitive, ca în momentul când o să vină primul joc oficial, echipa să arate mult mai bine. Cum vi se pare așa, din punct de vedere al antrenorului Ilie Stan și al fostului fotbalist Ilie Stan, care vi se pare că ar fi punctele astea pozitive după aceste două meciuri? Nu știu, ce v-a sărit așa în ochi de bine despre echipa națională? Pot să spun de bine. Pot să spun ultimele 20 de minute de la jocul cu Grecia, după aia prima repriză de la meciul cu Israelul. Deci au fost momente bune și s-a spus și momente mai puțin bune. Trebuie să eliminate acele momente mai puțin bune și să ținem cele bune. Și să mergem, să continuăm pe ele. Acum, depinde acum și de modul cum vor veni jucătorii la echipa națională, pentru că este clar că localitatea au majoritatea din ei. Dar exact ce spun toți și ce se declară și prin toți oamenii de fotbal, oamenii de fotbal din România, această atitudine, care zic eu că, într-adevăr, ne-a lipsit parțial în unele momente. Dacă am avea și puțin atitudine la ce jucători talentați avem acum, și mă refer la jucătorii care îi așteptăm, nu știu, să continuă, să rămână în primul 11 și la echipa națională, și mă refer aici la un Cicâldău, la un Man, la un Mihăilă, la un Ivan. Aș vrea de la maxim mai multă implicare, poate, concentrare și implicare și responsabilitate, pentru că are calități foarte, foarte bune. Bun, o să încercăm la să... suntem din nou. Lângă el și s-a văzut lucrul acesta, dar nu putem să mergem acum să spunem că, domnule, trebuie să adunăm echipa Julii Chiricheș. Nu, trebuie să formăm un nucleu de 7-8 jucători în care să-i avem la fiecare joc. Deci nu credeți că trebuie să formăm național așa cum se întâmpla poate înainte în jurul unui singur jucător și ar trebui cumva să transformăm individualitățile astea într-o echipă cumva, să fie ceva mai omogen? Păi atunci și când aveam echipa și aveam rezultate, aveam tot de 7-8 jucători. Țineți minte ce jucători erau? Giga Opescu, Hagi, Ilie Dumitrescu, nu știu, după aia au venit ceilalți, like, contra... Chifu, Mutu, nu? Ganea, Moldovan, mă rog, au fost etape și etape la nivel de echiparațională cu jucători foarte buni. Vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți un antrenor ofensiv, echipele au încercat mereu să joace fotbal și vreau să vă întreb despre compartimentul nostru ofensiv, mai mult despre zona asta de atacant. Nu pare că avem acum un număr 9. Am jucat în ultimul meci cu Ivan acolo în poziția de atacant. N-a fost ce trebuie, n-a avut o partidă foarte bună. Asta deși pe la Craiova el a mai jucat în acea poziție, dar e clar că nu e postul lui acolo. Am încercat în meciul cu Grecia cu Pușcaș, la fel, nu se regăsește nici el acum. E clar că e o problemă. Ce ar trebui să facem? Pentru că ne lipsește atacantul ăsta, nu știu, mă uit și în campionatul intern, vorbeam și cu Iosif Rotariu la emisiunea de ieri, echipele importante au atacanți străini, sau mă rog, la FCSB, dacă nu joacă un atacant străin, joacă Tănase, care nu e nici el vârf de meserie, CFR Cluj e cu Debeliu în față sau cu Omrani, n-au jucători români. Cum facem să găsim din nou atacantul ăsta care să marcheze? Da, deci la echipa națională noi de față avem probleme, exact ce ai spus și tu, cu atacantul și avem și probleme cu închizătorul, numărul 6, în fața fundașului, pentru că sunt două posturi foarte importante în angrajul unei echipe. Și aici este, trebuie să găsească soluții de a găsi un închizător
să dea siguranță jocului în ambele momente ale lui și un atacant oportunist, un atacant care să fie periculos în fața porții, dar de multe ori când se pierde mingea să vină să comprime echipa și să încerce să blocheze construcția adversarului, ceea ce în momentul de față nu avem acest atacant. Și vă dați seama că lui Edi va fi foarte greu să găsească atacantul de care are nevoie. În schimb, sunt destul de bine acolo. Vezi ce am văzut la meciul cu Israel. Și mă refer aici la Man, în partea dreaptă, în stânga la Mihailă. Dar zic eu că au fost două jocuri, chiar dacă a jucat foarte puțin, toate când doream să fie și să joace cel mai mult, zic eu așa, sau, eu știu, în al doilea meci să joace titulare, este vorba de Octavian Popescu, pentru că este un jucător, este în creștere, un jucător care dorește foarte mult și tânăr, cu calități extraordinare. Și zic eu că dacă va mai crește puțin din punct de vedere fizic, va fi un jucător care se va baza în primul rând Steaua, FCSB-ul și automatic Paranțioa. Credeți că ar fi trebuit să-l folosească mai mult Edi Ordănescu pe Octavian Popescu în aceste două partide amicale sau e ok cum a încercat el să facă, să-l introducă treptat așa în angrenajul echipei naționale? Poate în al doilea joc putea să-l folosească mai mult, dar acolo a venit bine cu Olaru, primul joc unde s-a descurcat destul de bine și Olaru un jucător cu calități. Olaru neconvocat în prima fază. Poftim? Zic, Olaru neconvocat în prima fază, el n-a prins convocarea de la început. Sunt sigur că l-avea pe listă Edi pe Olaru, ca dovadă că l-a și chemat, l-a și antrenat la Steaua, știe ce jucător este, dar probabil și-a dorit să le dea, eu știu așa, treptat posibilitatea de a veni la echipa națională. Pentru că, într-adevăr, în momentul de față, area de selecție este mică la nivel de la ceea ce avem, dar de multe ori pe un post sunt mai mulți jucători și atunci trebuie să alegi ceea ce e mai bine. Și cred că e de acest lucru la făcut. Pare că avem... Bine, acum sunt și puține, eu știu așa, e de... Și în ziua de astăzi, la toate echipele naționale, aceste 4-5 zile când vin jucătorii să prezinți la echipa națională, este foarte greu ca să poți să-i omogenizezi foarte bine. Pentru că majoritatea jucătorilor vin de la diferite echipe cu sarcini poate altfel de ceea ce le cere Edi și îți dai seama că, eu știu, te spun, de exemplu, Man poate acolo unde joacă la Parma, are mai multă libertate pe momentul când ai mingea. După aia poate antrenorul de acolo nu-i cere ca ei mea să vină să blocheze fundașul din zona lui. Când vii la echipa națională trebuie să faci lucrul ăsta. Și atunci dacă sunt mai mulți jucători care, eu știu, nu sunt obișnuiți cu ceea ce le cere ei, de atunci stai seama că îți trebuie mai multe antrenamente, mai multe jocuri oficiale. Bine, vorbind despre Man aici. Jocuri amicale au fost bune pentru ei. Vorbind despre Man aici, apropo de discuția asta cu ceea ce face la echipa de club și ceea ce îi se cere la echipa națională, Man la echipa de club în ultima perioadă joacă mai mult un fel de fundaș stânga, pentru că într-un sistem cu 3-5-2 joacă Parma în prezent, Man joacă în banda stângă, ok, teoretic în linia de mijloc, dar e responsabil cu banda stângă, trebuie să facă ambele faze acolo. Bănuiesc că e destul de ciudat să te pregătești, nu știu, zi de zi la echipa de club, să joci în sistem de 3-5-2 și tu să fii bandă stângă, iar la echipa națională să vii să joci extremă dreaptă, ok, e postul care s-a consacrat, să spunem așa, cel de extremă dreaptă, ar trebui să-l cunoască, dar e greu să te adaptezi atât de repede, nu știu, mă gândesc. Tocmai de asta am dat și exemplu lui Man. Și mai sunt mai mulți jucători de genul lui. La fel, Alexandru Maxim. Maxim la echipa de club e număr 10 sau cel mult joacă în banda stângă. În meciul cu Grecia, Edi Ordănescu l-a folosit în banda dreaptă. Poate că nu, dar de niște... că nu a avut soluții. Că Man a fost răcit, da, sau răcit, da. Răcit, da. Și atunci a fost forțat să se joace în banda dreaptă pentru că nu a avut soluții.
Cum vi se pare că stăm, bine, vorbim despre probleme din atac, dar pare că nici în apărare, în special în Benz, așa, nu a arătat chiar bine echipa națională, nici în primul meci amical, când l-am avut pe Camora și pe Rațiu, și nici, aș spune eu, în meciul din Israel, mai ales în zona acolo, în zona lui Toșca, cel puțin în prima repriză, au fost spații multe, au ajuns destul de des israelienii în poziții de centră sau în poziții periculoase. Nu prea avem nici acolo un fundaș stânga chiar atât de bun. Ți-am spus, de asta au fost bune cele două jocuri pentru ele, pentru ca să-și dea seama exact de ceea ce are nevoie după o analiză făcută la sânge, să-și dea seama de ceea ce are nevoie pentru jocul oficial. Bine, acum dacă e să o luăm pe fiecare post, eu știu, sunt lucruri de discutat. Și ți-am spus, sunt lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Eu cred că Edi, așa cum îl cunosc eu, cred că va reuși până la primul joc oficial să facă cea mai bună selecție și, în ultimul rând, să aleagă cel mai bun 11 pentru a putea începe cu dreptul jocurile oficiale. Și zic eu că din cele patru echipe care suntem la Liga Națiunilor, nu este diferența foarte mare între ca valoare de cele patru echipe. O ultimă întrebare legată de echipa națională și apoi facem trecerea către fotbalul din Liga 1. Comparând puțin așa, am fost în aceeași grupă și noi și Macedonia de Nord. Macedonia de Nord a ajuns să joace, era să spun cu trofeul pe masă, a ajuns să joace finala play-off-ului pentru calificarea la Mondial, pierdută cei drept în fața Portugaliei, dar între timp a lăsat-o acasă pe Italia. Ce ne lipsește nouă și are Macedonia de Nord în momentul de față? Eu cred că dacă e să-i luăm individual pe jucători, noi suntem ca vigă calitate peste ei. Ne mai trebuie dorința aia care, eu știu, și responsabilitatea aia, că vii la echipa națională și vii într-un moment în care rezultatele sunt cum sunt. Atât, această responsabilitate și încă o dată reiau această atitudine care a trebuit să fie de multe ori să fie fantastică la fiecare, acel spirit de sacrificiu care de care avem nevoie. Și atunci zic eu că cu acest spirit de sacrificiu, cu această calitate a jucătorilor, cu organizare bună în ambele momente ale jocului, putem avea rezultate începând de acum de la Liga Națională, cu echipa de la Liga Națională. Am zis că e ultima întrebare, dar vă mai pun una, nu pot să mă abțin. Cum facem cu dorința asta și cu atitudinea? E ceva ce jucătorul ar trebui să aibă din naștere, din momentul formării, sau se pot și antrena lucrurile astea? Se pot îmbunătăți și îl știu foarte bine pe Edi, pentru că discută foarte, foarte mult cu jucători, atât individual și colectiv, și aici depinde foarte mult și de calitatea antrenorului, pentru că într-adevăr aici această atitudine vine și de la modul cum transmite antrenorul jucătorilor și de acest spirit de sacrificiu. Prin discuțiile care le-au individuale, prin discuții colective, prin antrenamentele care se fac la nivelul jocului. Dar asta spun că aici nu prea ai timp să faci în 4-5 zile să faci antrenamente mai de intensitate, mai pe multă agresivitate, pentru că e perioada foarte, foarte, foarte scurtă și nu poți să încarci înainte de 2-3 zile. Bun, așa cum am spus, vreau să vorbim și despre Liga 1 acum, în a doua parte a emisiunii. Se reia campionatul după această perioadă cauzată de meciurile echipelor naționale. Play-off-ul o arată pe CFR Cluj, campioana din ultimii ani, în continuare pe prima poziție, 42 de puncte, FCSB pe 2 cu 37 de puncte, Craiova pe 3 cu 30. În acest weekend, duminică, avem FCSB Universitatea Craiova, un meci extrem de important. În primul rând vreau să vă întreb cum vedeți, sau de fapt cum regăsiți noastră Liga 1 în prezent față de momentul în care antrenați acum ceva ani. S-a schimbat mult campionatul și mie că o să spuneți că s-a schimbat în rău. Am așa o impresie, nu știu de ce. Da, într-adevăr s-a schimbat, pentru că atunci când am preluat Steaua, erau 5 echipe care se băteau pentru campionat. Atunci, pentru că vorbim de Steaua era atunci, nu FCSB-ul.
era Steaua, CFR-ul, Dinamo, Vaslui, Rapid, da? Deci echipe care puternice cu, și la fiecare echipă era un antrenor cu, cu experiență și dorici de a, de a face performanță. Tineri, bine, experiență nu știu dacă pot să spun experiență, pentru că mă aduc aminte la, la Craiova, pardon, la Dinamo era Cibotariu, la Rapid Răzvan Lucescu, la Hizo, la parcă la, la Vaslui, da? Iar la CFR Sergio Paulo, sau nu mai știu, nu mai știu exact cine era, nu mai merg aminte să cine era, nu mai țin minte, dar nu mai contează acum. Contează că erau mai multe echipe puternice care se băteau pentru campionat. În schimb, acum sunt, practic, sunt două echipe care se bate pentru campionat. Și câștigă mereu una singură. Și FCSB, da. Și FCSB-ul. Dar, exact, cum am văzut din declarațiile patronului celor de la, celor de la Craiova, își doresc foarte mult să facă un, să, un rezultat pozitiv, pentru că este, practic, ultima șansă a lor de a avea șanse, să, adică de a trece pe locul 2. Dacă vor pierde, atunci este clar că Steaua și FCSB-ul și CFR se, se, se vor bate pentru locul 1 și 2. În cazul în care FCSB va câștiga, e clar că se va continua lupta la titlu cu CFR Cluj, va rămâne suspansul acesta între, între cele două echipe și se va anula suspansul în ceea ce privește lupta pentru locurile 2 și 3, pentru că vor fi 10 puncte între FCSB și Craiova dacă roșii-albaștri se vor impune. Dar în același timp, dacă va câștiga Craiova, vom avea într-adevăr suspans pentru locurile 2 și 3, dar cred că s-a cam terminat, s-ar termina, mă rog, în, în cazul acestui scenariu, s-ar termina lupta la titlu, pentru că, bine, și acum e destul de greu să piardă CFR Cluj la modul în care arată echipa lui Dan Petrescu, să piardă această diferență de 5 puncte, dar dacă s-ar face 8 puncte, ar fi, ar fi chiar cam gata, mă gândesc, lupta la titlu. Da. Contează foarte mult acum și jocurile dintre, dintre cele două echipe, dintre CFR și, FC, și FCSB. Sunt jocurile care practic se va decide, zic eu, campioana 100%. Dar și până atunci mai sunt o grămadă de, de jocuri cu echipe, cele, cel puțin cele șase, oricând din cele din, din echipe din play-off, oricând se pot face surprize. Și aici, ținând cont de faptul că astăzi, după părerea mea, nu mai există echipe mici și echipe mari. Cu toate că am avut exemplul celor de la Macedonia, echipe națională Macedonia cu Italia. Dar a fost un moment pentru ei. Zic eu că și acum, tot ce poate pentru acum Argeșul să duc la CFR ca și Miorul la tăiat, nu cred. Încearcă și ei să facă maxim. Și știți cum e. Te apere acolo organizat, eu știu, scap un contraatac, reușesc să dai în gol și după aia te baricadezi acolo și nu reușești să înscrii. Deci se poate întâmpla orice. Deci considerați că există în acest play-off echipe care ar putea să, să pună probleme și să, să încurce granzi, da, să spunem așa. Corect, corect, da. Bun, și FC Argeș ar fi, ar fi una dintre, dintre ele, spuneți dumneavoastră, deși... FC Argeș, farul, voluntarul care a văzut că ce joc bun au făcut cu Craiova, deci se pot întâmpla multe lucruri. Apropo despre, despre voluntarii, scurt vreau să vă întreb, e clar, revelația acestui sezon, am vorbit și mai devreme despre Ciobotariu, că l-ați avut și adversar, cum vi se pare? Vă așteptați vreodată ca de la o echipă care era la retrogradare să, să ajungă să se bată, pentru, mă rog, să se bată, să ajungă în play-off și teoretic să se bată și pentru o șansă la cupele europene? Aici a contat foarte mult continuitatea antrenorului la, la, la voluntar. Pentru că dacă mi-aduc bine aminte, în momentul când a fost numit la voluntari, avea o situație foarte grea, la o vădare cu, cu Ciobotariu. A început mai greu, s-au menținut o perioadă acolo la retrogradare, s-au fost discuții ce s-au, că ar fi, vor să schimbe, i-au dat încredere și ușor, ușor se văd rezultatele. Deci cred eu că cel mai important lucru acum
la echipă este continuitatea antrenorului de a avea rezultate. Și asta nu că, eu știu, că iau apărarea pentru că colegilor mei, dar aici să văd. Antrenorii care au avut continuitate au avut și rezultate. Și mă uit în partea cealaltă, acolo unde, la play-out, unde nu sunt, eu știu, echipe, loturi valorice atât de importante și mă refer la Mioveni, la Târgoviște, care și Chindia numai acolo să nu fie antrenor, pentru că și ei, faptul că nu au stadion să joace pe teren lor acasă, în fața suporterilor, este foarte greu ca să poți să menții o echipă în Liga 1. Și aici faptul că i-a dat credit și a continuat cu Săndoi, a avut și această, eu știu așa, continuitate de a rămâne în Liga 1, pentru că este foarte greu, mai ales cu jucători care, eu știu, nu limitați valoric, dar jucători care nu pot face diferența, eu știu, la nivel de ceea ce își doresc cei din conducere, din conducerea unde sunt ei, unde joacă. Jucători care și-ar dori și ei, dar nu reușesc să de multe ori să iasă din momente astea dificile. Mă uit tot timpul la cei două echipe, joacă principalul lor obiectiv este să nu piardă. Și de multe ori când sunt conduși, încearcă să meargă pe atac și după aia se întâmplă să ia și golul 2 și golul 3 și după aia să aibă probleme. Dar antrenorii merg pe ce au și să încerce să rămână acolo unde știu, să rămână Liga 1, pentru că este foarte important și pentru ei și pentru cei care investesc și pentru toată lumea. Vreau să revenim puțin în zona de play-off, o să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în play-out, în zona aceea fierbinte de la retrogradare. Apropo despre meciul acesta FCSB cu Universitatea Craiova, pe cine o vedeți ca favorită? FCSB are avantajul meciurilor directe, roșii-albaștrii au tot bătut în ultima perioadă pe cei de la Craiova. Cum vedeți duelul de duminică? Da, într-adevăr, FCSB au un atu pentru faptul că au câștigat cele două jocuri din campionatul regulat, 4-1 la București și 3-2 la Craiova. Dar cred eu că la jocul acesta de sâmbătă va fi un joc echilibrat și va fi un joc pe care, cum să spun. Pentru că FCSB trebuie să câștige, să fie acolo lângă CFR, pentru că de a se bate de a continua la câștigarea campionatului, iar ce spuneam mai devreme, Craiova să câștige pentru că își doresc foarte mult, exact spuneam că patronul doresc lucrul acesta să meargă pe locul 2. Deci, una peste alta, cred că va fi un joc spectaculos, un joc care sunt sigur că se va juca la ambele porți. Alo? M-auziți? Da, de auzit vă auzim, momentan nu vă mai vedem. Alo? Gata, acum suntem cumva și pe video, urmează să ne și vedem, dar de auzit da. Ne-am auzit în permanență, asta e lucru bun. Da. Deci, am spus, va fi un joc plăcut, atât pentru suporteri, cât și pentru, eu știu, pentru cei care își doresc lucrul acesta și zic eu că cel mai bun va câștiga. A avut 5 goluri în ambele meciuri, 5 goluri la București, 5 goluri pe Oblemenco. A spus că vom vedea un duel spectaculos și din punct de vedere al golurilor, vedem multe goluri sau acum, ținând cont de miza asta mult mai ridicată, s-ar putea să fie și ceva mai mult pragmatism? Nu, eu cred că tot așa va fi. Tot pe se va juca de la poartă la altă. Asta e bine, ar trebui să fie un lucru bun, că în Liga 1 da, vedem destul de rar meciurile. O să vină și foarte mulți spectatori la meci și, până la urmă, fotbalul este făcut pentru și se joacă pentru suporte. În ultima perioadă, ne mai auziți, da? Da.
În ultima perioadă, lupta la titlu dintre FCSB și CFR Cluj nu prea a fost echilibrată. A părut că întotdeauna CFR Cluj are clar un atu sau, mă rog, ceva în plus mai mereu. Vedeți în acest an vreo schimbare sau e clar că și acum vorbim despre CFR Cluj ca favorita numărul 1 la titlu? Dacă e să luăm pe clasament, normal că CFR-ul sunt cei care sunt favoriți la campionat. Dacă e să luăm jocuri care s-au început acum, ca evoluție care s-a, ca evoluția celor de la Steaua, care de la FCSB care a început, care în cele două jocuri din play-off, zic eu că ar fi pe undeva echilibrat. Dar în opinia mea, alo? Da, vă auzim. În opinia mea, cred că bun, acum nu cred că ne mai auzim, o să încercăm să refacem legătura cu Ilie Stan. Așa cum spuneam, avem din nou meciuri din Liga 1. Vineri o să recitim din nou programul FCU Craiova 1948 împotriva celor de la CS Mioveni și tot vineri de la 20:30 Chindia Târgoviște cu Dinamo București. Partida vedetă din play-out, însă partea între Rapid și Botoșan, un meci care are acolo implicații europene, se bat echipele pentru a ocupa un loc pentru a ajunge în Conference League și evident partida vedetă pentru zona de play-off e aceea dintre FCSB și Universitatea Craiova. O să încercăm să refacem și legătura cu Ilie Stan. Cred că ne auzim din nou. Da. Bun, s-a întrerupt. Spuneați dumneavoastră legat despre lupta aceasta la titlu dintre FCSB și CFR Cluj. Da, eu am spus că în momentul de față, adică asta este opinia mea, cel de la CFR un loc mult mai experimentat, da? Cu un antrenor cu experiență foarte mare. În schimb, FCSB au o echipă cu jucători luând individual foarte bun și atunci zic eu că această confruntare, cele două bine de la depărtare, între două echipe cu experiență și o echipă cu tinerețe și calitate, cei de la FCSB. De asta spun că atunci jocurile dintre cele două echipe va da și campion. Bun, începusem mai devreme o discuție despre zona de play-out și vreau să vorbim acum, în primul rând, despre zona de sus din play-out, o zonă care poate să aducă și o apariție în cupele europene, în Conference League. FC Botoșan și Rapid sunt echipele de pe locurile 7 și 8, sau mă rog, depinde cum vrem să privim, de pe locurile 1 și 2 din play-out. Ele par să se lupte alături de Șepșii pentru locurile acestea de baraj. Cum vedeți, în primul rând, cum ați văzut acest final de sezon cu Botoșan și Rapid sperând să se bată acolo pentru play-off? N-au reușit până la urmă. Botoșan era și obișnuită cu play-off-ul, l-au ratat însă calificarea între primele 6. Acum se vor lupta în play-out. Da, într-adevăr, a fost o surpriză calificarea celor de la FC Argeș în play-off. Eu mă așteptam ca prin ce a oferit până la jocul cu Botoșanu, ca până la meciul cu FC Argeș și Botoșanu să se califice, pentru că au făcut jocuri foarte bune, dar exact parcă vedem jocul celor de la Macedonia cu Italia, bine, făcând o comparație la jocul cu celor de la Botoșanu cu FC Argeș. Eu cred că Botoșanu este o echipă care ar merita să fie campioana play-out-ului, pentru că au demonstrat prin jocul care l-au avut în campionat regulat că merită acest lucru. În același timp, și cei de la Sepsi au avut, eu știu, jocuri bune și mai puțin bune. Și cu rezultate de multe ori, eu știu așa, în care nu se așteptau cel puțin patru echipe, pentru că au pierdut câteva jocuri
unde nu s-a așteptat acest lucru. Bine, Șepși a avut un întreg sezon destul de complicat. Am mai vorbit aici la GSP Live, când toată lumea la cum a arătat progresul celor de la Șepși în ultima perioadă, te așteptai să fie din nou în play-off și eventual poate să înceapă să se și bată pentru cupe europene, poate chiar să pună ceva probleme și la titlu. Au avut în schimb un sezon foarte, foarte stab și practic n-au avut nicio șansă reală de a ajunge în play-off. Asta deși investiția de acolo este una importantă. Da, așa este. La ce condiții au acolo, deci e incredibil. Deci au teren de stadionul care e foarte frumos, au infrastructura extraordinară. Cred că este printre puținele echipe din România care are această infrastructură. Mai fost o echipă care mi-a plăcut la un moment dat, UTA Arad, care și ei erau acolo cât mai aveau puțin să facă pasul acesta, dar același lucru și la ei, au avut câteva rezultate în care au pierdut, eu știu așa, ritmul cu celelalte echipe. Mi-aș fi dorit ca Utara să meargă în play-off, pentru că au suporteri fantastici, cum și Rapidul, bineînțeles, dar Rapidul și la același lucru. Este aceeași chestie ca și dacă face o paralelă între ei și UTA, aceleași sincope au avut și ei. În condițiile în care, la un moment dat, sperau că mai aveau puțin să treacă în play-off și au avut acele rezultate negative. Și da, Rapid a avut o perioadă destul de lungă într-un anumit moment, într-un moment important, fără victorii. Da, da. Cred că au fost chiar vreo 7, 8, 9 meciuri, da, Rapid, în care nu reușeau să câștige. Acolo s-a făcut diferența. Toate că Rapid, în momentul de față, meritau, pentru că au stadionul acesta nou și meritau să vă dați seama cum ar fi fost jocul acum să joci acum play-off pe FCSB-ul, cu CFR-ul, cu Farul, se umplea stadionul, deci era ceva fantastic. Și acest lucru i-a ajutat foarte mult pe viitor. Și să știți că mi-a plăcut foarte mult de declarațiile care le-a dat patronul echipei, de la celor de la Rapid, faptul că își dorește ca în 2 ani de zile să formeze un grup puternic în care să bate la campionat, la cupe europene și după aia să încerce să, eu știu așa, să se autofinanțeze, în sensul că are câțiva jucători tineri acolo care trebuie să le dai jocuri. Și jocurile din cupe europene ajută foarte mult pentru a-i, eu știu așa, le face o imagine bună în condițiile în care vrei să vin jucători. Cum vi se pare alegerea lui Adrian Mutu pentru postul de antrenor la Rapid? Vi se pare că se potrivește așa cu Giuleștiul sau, nu știu, ar fi trebuit să aleagă oamenii de acolo un antrenor rapidist 100%? Au fost discuții, acelea le știm prea bine, cu Marius și Mudică, supărat că n-a fost căutat. Da, într-adevăr, Marius a avut supărarea pe care a avut-o. Și merita, zic eu, mai ales că era liber în perioada asta să fie antrenor Rapid. Dar nici soluția cu Mutu nu este rea, pentru că Adrian este un antrenor tânăr, un antrenor care își dorește foarte mult și zic eu că va reuși la Rapid. Normal că și Adrian vrea să-și impună principiile jocului pe care îl gândește, îi va fi mai puțin mai greu. Dar zic eu că jocul din play-out îl va ajuta foarte mult pentru a pregăti sezonul viitor. Se anunță într-adevăr un sezon viitor. Bine, nu s-a terminat încă acesta, dar sezonul următor se anunță și mai important. Rapid are stadion nou, probabil că e și în an de centenar. Va avea și o echipă mult mai bună, se anunță acolo ceva și se discută despre transferuri importante. Da, investiții mult mai bune în toate departamentele, da, atât la fotbal, cât și la alte, și la handbal stă bine Rapidul. E clar că sunt acum niște bani acolo și vin așa pe o pantă ascendentă lucrurile pentru rapidiști. Plus că promovează și echipe importante din
din Liga Secundă și vreau să vă întreb chiar dacă, mă rog, istoria noastră e legată de Steaua în ultima perioadă, mai ales când ați antrenat, ați fost legat de partea mai nouă cu FCSB-ul, cu Gigi Becali. Cum vedeți ceea ce se întâmplă la CSEA Steaua în Liga a doua? Păi la CSEA Steaua se întâmplă exact ce mi s-a întâmplat mie la Buzău. Faptul că n-ai drept de promovare este, cum să spun eu, este foarte greu în primul pentru suporteri, că își doresc ca echipa să promoveze Liga 1. Mai ales că au și acest stadion fantastic și își doresc acest lucru. Numai că știți cum e, că regula nu se schimbă în timpul jocului, și aici mă refer la dreptul de promovare, pentru că trebuie să aștepte pentru anul viitor. Eu același lucru îmi doream și eu la Buzău. Toate că au fost discuții, că s-a încercat, dar nu s-a putut. Și chiar dacă eu acum, cred că era mai bine, nu știu, nu știu că dau la în federație, dar atâta timp cât n-ai drept de promovare, nu trebuia să vii în primele 6 locuri, pentru că se creează așa o nesiguranță la din punct de vedere al jocurilor. Și discuții. Dacă nu aducem bine aminte, anul trecut în play-off au intrat Mediasul și Astra, echipe care nu aveau dreptul să joace în cupele europene. Și ați văzut ce play-off a fost. Au fără istorie, da. Da, într-adevăr. De asta spun că părerea mea este că nu poate să schimbe absolut nimic în acest campionat și Steaua trebuie să-și facă, eu știu așa, să-și pregătească echipa pentru anul viitor. Cu toate că și eu mi-aș dori să fac acest lucru, dar va fi foarte greu. Văd o declarație și văd, a fost atât pe gsr.ro cât și acum în ediția tipărită de astăzi a Gazetei Sporturilor, o declarație dată de Petre Grigoraș în emisiunea prietenului lui Ovidiu. Am pierdut peste 200.000 de euro din salarii neplătite de-a lungul carierei. Petre Grigoraș cu o intervenție și cu declarații foarte bune, emisiunea poate fi urmărită în continuare atât pe gsr.ro cât și pe canalul de YouTube al GSP, mă refer la emisiunea prietenului Ovidiu, și vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră ați pățit, mai ales că ați fost la echipe cu probleme financiare, problemele astea financiare v-au dat peste cap planurile de pe gazon, n-ați reușit să vă focusați pe muncă atât cât era nevoie, dar vreau să vă întreb și cum a stat la nivel de buget personal, dacă ați avut aceeași problemă despre care vorbește și Petre Grigoraș, dacă ați rămas cu restanțe importante. Da, sigur, s-a întâmplat și la mine. La multe echipe. Dar asta este, n-aveam ce face și am încercat și prin comisii și prin asta să-mi recuperez bani. Bine, aici în România nu. În Irak am avut probleme de genul acesta. În Arabia Saudită am avut probleme de genul acesta. Și e vorba de bani mulți? Sau? Singura. Cum? E vorba de bani mulți? Sunt sume importante? Da, sigur. Da. Acolo, la nivelul lui Grigoraș. În România am avut o singură echipă, dar asta este. Acolo am intrat prin acea echipă, am reușit să am rezultate bune și practic pe undeva a fost rampa mea de lansare. Și adică nu am renunțat. Nu am avut seara să plătească și n-am continuat pentru că echipa s-a desființat și n-am mai... Nu am reușit să-mi câștig bani, să-mi recuperez bani. La Brănești vă referiți sau la alte echipe? Nu vreau să spun. Ah, ok. Vreau să vă întreb. Oamenii de acolo m-au ajutat foarte mult și nu vreau acum să... Asta este viața, ce să facem? La urmă, important să fim sănătoși că ne cazul de curb. Corect. Dar spuneați de problemele pe care le-ați avut de ordin financiar și în aventurile din Iran și Irak. Acolo măcar v-ați recuperat banii pentru că, sunt... Nu, în Irak nu. Acolo, pe de-asta am și plecat. Pentru că după 5 luni de zile am lăsat echipa pe locul 2, eram pe locul 2 și am reușit să ne iau bani numai cei de la semnătură. După aia, 4 luni de zile n-au luat nimic și... a trebuit să renunț și am renunțat.
Mai văd o declarație dată de Petre Grigoraș. E la un meci, dintre Polia și FC Vaslui, se referă Petre Grigoraș, din 2010. A fost 3-1 pentru Vaslui în deplasare, în Copou. Și spune Petre Grigoraș, a fost acel episod celebru, a plecat în minutul 75, a plecat de pe bancă. La vremea respectivă a spus că i s-a făcut rău, erau cunoscute problemele sale cu inima, dar acum a recunoscut că a plecat pentru că a simțit că a fost trădat de jucători. Nu o să vă întreb dacă ați participat la meciuri în acestea dubioase, dar vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră ați simțit în unele partide, indiferent că au fost, în începutul carierei de antrenor sau ceva în prezent, dacă ați simțit cumva că se întâmplă lucruri necurate cu unii jucători sau dacă ați fost ferit de problemele astea. Nu, știu, nu pot să-ți dau cum să spun eu lucrul acesta, pentru că nu știm exact ce se întâmplă în spatele nostru. Noi îi pregătim, noi încercăm să îi aducem pe jucători la cea mai formă la ora jocului. Ce se întâmplă după aceea, nu putem să știm ce se întâmplă. Și nu vreau să spun acum că au fost și jocuri în astea, poate, că nu am fost mulțumit de cum am pregătit, cum au intrat jucătorii în teren față de cum pregătise în jocul. Dar nu pot să spun acum că s-a dat la o parte sau nu. Nu v-au dat semnale atât de îngrijorătoare că ar fi altceva decât o zi proastă la mijloc. Nu, da. Nu niciodată că eu știu că s-ar fi dat la o parte sau nu. Asta. Bun, spuneați că așteptați o nouă provocare, că așteptați să luați o echipă care să aibă un proiect pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Cam ce ar însemna asta? Ce ar trebui să însemne acest lucru? O situație financiară mai bună sau poate cu jucători mai tineri, nu știu, în ce zonă ați vrea să... O echipă cu un buget garantat, o echipă unde să am posibilitatea sau să fi plătiți, jucători să fie plătiți la timp. Eu să-mi pun, eu știu, programul de care îl gândesc eu, de pregătire, de jocuri, de sistem, de aducerea jucătorilor, de selecție și să am un obiectiv în care să-i motiveze și pe jucători. Bun. Mulțumesc mult, domnule Ilie Stan, pentru prezența în emisiune și sper să vă găsiți cât mai repede o echipă, să terminați vacanța asta și să reveniți în antrenorat. Doamne, așa să fie. Sănătate mult. Bun. Cam atât, prieteni. Aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Rămâneți în continuare pe gsp.ro pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lumea sportului. Noi ne revedem aici mâine dimineață la 91 minut pentru noua ediție de GSP Live. Zi bună în continuare!